Bine v-am găsit, stimați telespectatori, cred că voi înregistra mai repede spre bucuria celor care îmi reproșează că înregistrez prea târziu. Este foarte simplu, am venit mai devreme de la birou, nu cum mă întrebați de dacă m-au dat afară, nu. M-am trezit mai de dimineață și așa după amiază, nu că eram obosit, le-am uitat de scris. Știți că e o mare problemă când scrii. Adică am lucrat de pe la 10 și ceva dimineața până la 3, după aceea m-am dus după amiază și așa pe la 8, așa ceva, m-a apucat o lehamite de scris. Când am putut, iată să scriu, nu era ceva cu castrul, dar nu contează. Contează că m-am apucat să scriu editorialul, o să vedeți, este cu... interesant, arăt în gândurile Cristului și că mâine, având în vedere că mâine este zi activă pentru popor, eu am mucit zilele acestea, având în vedere asta, am scris un comentariu pe actualitate și anume că despre cum l-a lovit pe Nicolae Ciucă boala cotcodăcitului. Pentru că și-am găsit o declarație a domniei sale din 2018, octombrie 2018, când a fost trecut în rezervă, ca să poată să fie 2018 sau când? 2019. Ca să poată să fie oricum, să fie făcut premier, ministrul apărării naționale, și în care spune că nu are nevoie de popularitate, că el n-a fost politician, nu va fi niciodată politician. Asta s-a interpretat pe ideea că nu va fi premier. Nu. El, am înțeles din acest text, nu va fi politician în sens clasic. Și eu am găsit și monitorialul meu cu slăbiciunea asta cotcodăcitului și am zis că de pe 20 noiembrie, spre stupoarea mea, Nicolae Ciucă poate deveni politician ăla, Bob Sedat, de imagine, de ăla, s-a dus cu aia cu pui. Am înțeles că a explicat pe Facebook că a vrut să vadă dacă fermierii au nevoie de ajutor. Eu să știți că de mult m-am săturat de ideea că mă duc pe teren să văd pui ca să-mi dau seama de ce nevoie de ajutor. Dacă vrei să faci o politică de ajutor a fermierilor, să chem specialiștii, și nu ai nevoie să te duci să vezi pui. Deci acum numai dacă e nevoie de o prezență mediatică la fața locului. Bun, că el după asta s-a dat în spectacol, ați văzut și la mine și la Marestu, că poate să făcea parte din cotcodăcit. Eu spun în comentariu și vă spun și aici că el a încăpat pe mâna unor șarlatani numiți consilieri de imagine. Nimic nu sunt mai șarlatani, dacă poate fi, din această țară, decât consiliere de comunicare publică, de imagine, există și o școală, nu știu, jurnaliști și comunicare publică. Comunicare publică, comunicare publică. Nu uite că tot citeam prefața la interviul lui Castro de Ignacio Ramone și Castro nu a făcut nicio școală de comunicare publică, nu avea nevoie de consilier. Era un geniu al comunicării publice. Bun. Și probabil că ai auzit, domnul premier, premierii zinugeră, știți, dumneavoastră este o problemă, deci militar, trebuie să vă facem un pic sensibil și atunci faceți tărăboi cu românii care au venit din Africa, între noi fie vorba altă nebunie, deci ei vin aici, sunt primiți cu tărăboi și de Raed Arafat, deci fac test, li se dă drumul și acum se descoperă că erau bolnavi de Omicron. Păi domnul Raedică, păi de ce le-a dat drumul, domnule? Cum adică textele, zice Raed Arafat, declară cu propria guriță, gură, a declarat că ei sunt numai obosiți și testele sunt negative. Și li s-a dat drumul. Și acum s-a constatat că vreo 3 din 1 de la Baia Mare, 2 de la Vaslui sunt bolnavi. Păi cum adică erau, s-au îmbolnăvit aici, bănuiesc, nu din Africa de Sud, pe avion. Adică undeva ar trebui că Raed Arafat, chiar dacă el este guvernatorul României cu gâmbare, totuși ar trebui să ne răspundă și nouă ăstora
care nu suntem Radu Tudor. Dăm și noi, știi, amără de jurnaliști, așa, nu suntem, facem parte din anturajul și din mașinăria lui Raed Arafat. Asta am făcut o paranteză. Bun. Și am venit și hai să vorbesc acum despre că mâine începe viața politică, începe să clocotească. Păi eu am clocotit zilele astea, așa că nu. Bun. Am aici, vă prezint în premieră, rezultatele unui sondaj. Nu a fost dat publicității, nu știu dacă va fi dat publicității, a fost realizat între 22-26 noiembrie, da? Nu vă spun instituția pentru că nu e de dat publicității. Eu l-am primit și însă nu contează. E o casă de sondaj serioasă, garantez pentru ea, nu vă pot da numele pentru că a fost făcut unul pentru a fi dat publicității. Bun, vă citesc întrebările și răspuns. 22-26 noiembrie, deci după, chiar în perioada investirii. În opinia dumneavoastră, România se îndreaptă mai degrabă într-o direcție bună sau mai degrabă într-o direcție greșită? 11% au zis în direcție bună, 84% direcție greșită. Deci nici formarea noului guvern nu i-a făcut pe români să creadă să-și modifice, pentru că am mai zis. Mai știți că era 82, acum 84. Foarte important, deci era, acest sondaj a fost făcut în perioada când negocierile erau pe încheiate și 25 a fost investirea, deja cred că pe 25, miercuri, pe luni, depusese, de miercuri 25, marți 24, da, deci se știa că va fi alianța. Întrebare, în opinia noastră o alianță între PNL și PSD la guvernare este, și vedem, mai degrabă o idee bună, 39%, mai degrabă o idee proastă, 48%. Este interesant, v-am prezentat când de-abia începuseră negocierile și era jumate-jumate. Acum a crescut numărul ideilor proaste. De ce? A crescut în urma două procese. Unu, o campanie mediatică dementă împotriva acestei alianțe și doi, o serie întreagă, declarațiile irresponsabile a unor serie întreagă de lideri PNL care au simțit nevoia să fie facebookiști, useriști, plusiști. Asta e explicația. De foarte interesant că în prima, când erau negocieri și nu se conturau, erau jumătate-jumătate, tot eu v-am dat un sondaj aici, acum deja a crescut numărul celor care cred, da? În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? Un guvern PNL-PSD ar putea să trecem de actuala criză sanitară. Deci total de acord sunt 51% de acord, 51%. Total dezacord 43%. Nu, deci scepticismul, sigur că sunt mai mult, dar scepticismul e destul de mare, da. O altă afirmație, un guvern PNL-PSD ar fi o alianță împotriva naturii. De acord sunt 43%, dezacord 49%. Tot așa, nu, oamenii nu sunt hotărâți. Câtă încredere, și aici vine o surpriză mare, aveți următoarele personalități politice. Avem foarte proastă, foarte bună, nu-l cunosc. Eu vă spun ordinea. Ordinea care vine de la foarte proastă și foarte bună. Ordinea este dată de foarte bună. Nu mai e foarte bună. Deci, la foarte bună, 27% pe primul loc Marcel Ciolacu, Alexandru Rafila cu 25% pe locul 2, Raed Arafat pe locul 3 cu 22%, Ponta cu 19%, Dacian Cioloș 19%, George Simeon 18%, Ciucă 18%, Claus Iohannis 17%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ludovic Orban 15% și cât să sărac ultimul, da. În opinia noastră, care sunt principalele trei măsuri pe care un guvern PNL-PSD ar trebui să le ia de urgență? Nu fusese investigat.
Sistemul de sănătate, 24% spun sistemul de sănătate, 14%, deci sistemul de sănătate, 24%. Criza sanitară, pandemia, 14%, economia, 11%, venituri, deci principala preocupare. Ah, și știți, corupția, 1%. Deci v-am spus, tema e moartă. Atâta s-a tocat pe vremea lui Coldea și a lui Chiobe și chestia cu lupta împotriva corupției, încât românii sunt convinși, n-a fost nicio luptă, sunt convinși că corupția a dispărut. Nu, corupția e mai mare din cauza abuzurilor și felului aiuritor în care a dus lupta împotriva corupției. Că a fost o luptă politică folosind lupta împotriva corupției, dar vreau să vă spun că românii sunt, au această impresie, bă, gata, nu mai e corupție, că a lichidat-o aia doi. N-a lichidat-o, e mai mare, dar eu spun că e impresie, da. În opinia noastră, care sunt principalele trei măsuri pe care un guvern PNL, PSD, ar trebui să le ia pe termen mediu și lung? 22% pe primul loc, sistemul de sănătate. Deci este sistemul de sănătate, nu de spitale, toate astea. Așa e ce are dreptate. Criza sanitară, pandemia, 18%, 12% economia și prețul la energie, 11%. Corupția, 1%. Nu mai preocupă nimeni. Așa. În opinia noastră, care sunt principalele trei măsuri pe care un guvern PSD ar trebui să le ia de urgență, dar și pe termen mediu și lung? De urgență, sistemul de sănătate, 24%, pe termen mediu și lung, 22%. Criza sanitară, 14%, spun ăștia, de urgență, dar pe termen lung, 18%. Deci este clar că iar corupția, deci preocuparea numărul unu este sistemul de sănătate. Sistemul. Adică să fie spitale, să meargă. Deci românii, și mai ales acum sunt, nu e vorba de pandemie, de sistem. Deci ar trebui, primul lucru, ar trebui să facă guvernul ăsta, nu cu pui, nu cu să apuce, de sistemul de sănătate. Și unul din lucruri, l-a discutat și Victor Ciutacu la România TV cu un interviu destul de bun cu Marcel Ciolau, că a fost acesta. Trebuie să rezolv un lucru pe care l-a semnalat, de exemplu, și doamna dr. Monica Pop. Că ordinele de angajare în perioada asta vin de la Arafat. Deci trebuie limpezit clar, înainte de toate, cu ce se ocupa Arafat și cu ce se ocupa Rafila, pentru că noi avem în continuare această aberație că Raed Arafat este ministrul sănătății, deși el este secretar de stat la interne cu pompierii. Trebuie rezolvat. După asta, spitale construite, sistem de sănătate, da. Una dintre denumirile propuse pentru coaliție care se susțină un guvern PNV este aceea de coaliție pentru reziliență și dezvoltare României. Cât de potrivită vi se pare această denumire? Destul de potrivită, consideră 32%, foarte potrivită 11%, nepotrivită 24% și foarte nepotrivită 12%. 24 plus 12 fac 36, iar dincolo sunt vreo 43. Deci, după părerea mea, oamenii că zic așa este. Cum ați motiva alegerea făcută? Dintre cei care au zis că e foarte potrivită pentru asta, e nevoie de liniște, de guvern, 34%, pur și simplu nu are niciun motiv, 18%, deci oamenii vor guvern. Așa. Cei care au considerat-o nepotrivită au zis că 22% nu le zice nimic. Bun. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare și ar candida următoarele partide sau alianțe, dumneavoastră cu ce partid ați vota? Țineți-vă bine. Partidul Social Democrat 39%, PNL 18%, AUR 14%, USR 12%, UDMR 4%, PMP 4%, PPUS al lui Voiculescu 3%, Pro-România 2%, ALDE 2%, altul. Vă mulțumim. Deci, v-am dat și acest sondaj. Un eveniment al zilei de astăzi, și chiar a fost un eveniment, a fost recepția ținută la Cotroceni de administrația prezidențială. Vă reamintesc că anul trecut nu a avut loc recepție, ci Klaus Iohannis a vorbit acolo, în Arcul de Triumf, acolo, a trecut singur pe sub Arcul de Triumf, anul ăsta și-a revenit, se vede că are guvern,
și a ținut paradă militară, a fost un, părerea mea, un succes. Dimineața eu fac întotdeauna o fel de ture pe aici, prin localitate, înainte mă duce să muncesc și am văzut acolo pe Magheru, era o mașină lângă mașină parcată pe trotuar, pentru că oamenii se duceau să vadă și ei. Parada era parada, până parada militară și un spectacol pentru copii, pentru oameni mari. Bun. Și a avut loc și o recepție, n-am înțeles și nici acum nu mi s-a explicat de ce nu au fost invitat George Simion și cu Dacian Cioloș. Poate că au fost invitați, dar noi nu știm. Oricum știm de la ei că nu au fost invitați. Cu acest prilej, Klaus Iohannis a ținut o cuvânt, un discurs, și în discurs s-a referit la actuala coaliție. Hai să vedem. În același timp, evenimentele ultimelor luni au accentuat sentimentul de neîncredere în clasa politică. De aceea, clasa politică în ansamblul ei are nu doar responsabilitatea, ci obligația de a recâștiga încrederea cetățenilor prin fapte și promisiuni îndeplinite și nu prin declarații de intenție care nu mai pot convinge astăzi. Este vremea rezultatelor măsurabile și a reformelor care au întârziat prea mult timp. Astăzi avem o soluție atipică pentru guvernarea țării, pentru a trece România peste o încercare istorică. Dar această soluție reprezintă totodată o oportunitate pentru politicieni de a arăta că au maturitatea de a pune pe primul loc interesul românilor, chiar cu prețul unor compromisuri personale și doctrinare dificile. De ce spune Klaus Iohannis? Spune că ceea ce am scris și eu, că această coaliție, guvernarea tipică, în sensul că participă două guverne, două partide net adversare, își are cauza în nevoia de reforme, zic eu, de resetarea României. Bun, eu rămân în continuare că dacă e așa, poate că așa este, el se iluzionează. Acest guvern nu va face nimic, punct, am terminat discuția. Domnul Marcel Ciolacu a fost la Victor Ciutacu. O să vă dau acum două răspunsuri cu cele două întrebări destul de agresive și bune ale lui Victor Ciutacu. Prima s-a referit la numirea domnului Marian Neacșu ca secretar general al guvernului. De ce face? Îl numiți, sau mă rog, îl numește domnul Ciucă pe domnul Neacșu mâine secretar general al guvernului? Am făcut această propunere domnului Marian Neacșu și nu e atributul meu, e atributul primului ministru. Am adus la cunoștință primului ministru ce dorim și primul ministru să fie secretarul general. Nu, nu are nicio părere. Stați că domnul Neacșu e un om care a avut performanțe. Da, da, a avut și o condamnare. Un om serios. Și a fost păi da, dar partenerii dumneavoastră de guvernare erau foarte radicali în acel moment. Nu. N-a avut... N-a fost atât de norocos ca alții președinți, de exemplu, de țară, ca să dau un exemplu. N-a fost atât de norocos. Adică să înțelegem, domnul Neacșu n-a furat nimic. Domnul Neacșu, ca mulți alți aleși locali, primari... Vă dau o veste, sunt mulți care n-au furat nimic și care unii s-au dus chiar jos. A făcut parte într-un consiliu de administrație, n-a fost plătit, nu mai știu, la o școală sau așa ceva. E, și da. S-a angajat fata. Dar nu ne mai luăm de la atât. S-a angajat fata pe o perioadă de 4 luni. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu mă refer la partenerii noastre intransigenți și luptători în lupta cu corupție, luptători împotriva corupției. Asta e corupție. Nu știu, domnii de la PNL. Sunt de acord cu numirea domnului Neacșu, asta este întrebarea mea. În acest moment, cred că lucrurile sunt foarte clare. Stați ușor, că domnul Neacșu, am înțeles că a avut o condamnare pe această incompatibilitate. Da, pe incompatibilitate. Pe conflict de interese, mai exact. Pe conflict de interese? Da. Dar e depășită juridic. Domnului Neacșu nu-i apare nimic în cazier. Ce facem? Omorâm oamenii? Sunt mulți reabilitați în țara asta care nu ocupă funcții publice de nivel înalt, să știți.
Nu e ca și cum ar fi un... Nu, da, eu mi-asum. Cu domnul Neacșu, nu. Eu mi-asum această numire. Deci vă asumați dumneavoastră această numire. Atribuie. Indiscutabil. Pe un... Bun. Dacă ați observat din acest dialog că Victor Ciutacu, care nu este hashtag rezist, este un jurnalist independent, bine mobilat, are serioase îndoieli, deoarece domnul Marian Neacșu a fost condamnat, sigur, fără executare, suspendare, pentru conflict de interese. Condamnat! Deci, încă o dată, Victor Ciutacu, care de regulă nu e hashtag rezist și nu e nici admiratoarea lui Chioveși și admirator, are îndoieli. Îndoieli care le-am și eu. Am remarcat din acest dialog fermitatea cu care domnul Marcel Ciolacu vrea să fie Marian Neacșu secretar general al guvernului, dar și lipsa de argumente pentru că numește totuși un om care a fost condamnat, e penal. Eu cred că, în primul rând, că ce Victor Ciutacu, care a fost moderator, nu a putut să spună fățiș, că el punea întrebări, dar se vede din întrebare, eu o să spun de-a dreptul. Mie mi se pare o prostie. Nu-l cunosc pe domnul Marian Neacșu, nu cred că este persoana, având în vedere condamnarea aia, nimerită să fie secretar numit de PSD în condițiile în care PSD mai e încă suspectat că e cu corupție. După și în condițiile în care mai mult ca sigur această numire va duce la o criză în coaliție. Dacă nu va duce, să zicem că domnul Ciucă e cu minte și acceptă, va duce la o mare campanie împotriva PSD. Eu nu văd justificare. Dacă postul respectiv ar fi de, să zicem, pilot de încercare. Și domnul Neacșu este unul dintre puținii piloți de încercare. Spui, bă, dacă ar fi un post de ministru justiției și el ar fi unul dintre cei mai mari juriști din România, autor de cărți, doctor docent, bă, l-am pus pe ăla. Poate la fel de bine să fie, poate să nu fie, dar numirea, impunerea cu atâta fermitate va duce la, unu, o criză în coaliție, pentru că eu nu, adică și punerea lui Marcel, lui Nicolae Ciucă, în chip incorrect, într-o situație grea. El, sigur, nu poate refuza pentru că este criză, da. Tu, dacă ești Marcel Ciolacu și tu ești PSD, ce rost are să... Adică este o criză, e o provocare gratuită. Pentru că, repet, domnul Neacșu nu este, ziceți ceva, nu știu, diplomat de carieră și... Nu, cel mai mare este Nicolae Titulescu și trebuie să-l punem la extern. Secretar general guvernului poate fi oricine din PSD. De la Gabi Firea până ce vreți, nu știu. Ce? Nu, domnul Neacșu nu este doctor docent în organizarea guvernului. Deci, dincolo, nu știu ce de super sunt, dar este o uriașă greșeală, așa cum și dacă și Victor Ciutacu se sesizează față. Deci este o greșeală, o prostie, o provocare absolut gratuită, o punere la încercare a... Deci dacă vrei să pui la încercare că să tu PSD să forțezi coaliția, măi, oameni buni, fă-o pentru o chestie, nu știu, să impui guvernului, nu știu, să crească pensiile sau... Stă, nu, o chestie care poți să o retragi, că domnul Neacșu nu trăiește din funcția de secretar general. Unu, avem două posibilități. Nicolae Ciucă acceptă, pentru că altfel riscă să nu mai fie premier, că după părerea mea se provoacă o primă criză și rapidă, dar va începe o campanie din partea peneliștilor useriști, de formație useristă, nu usere, și a preselor nu va rămâne
ăsta, om cu persoană, vorba asta, și în plus PSD-ul își atrage o campanie care de pe nu are justificare. Bun. Domnul Victor Ciutacu a întrebat la data asta, fără, fiind simpatizând-o pe doamna Laura Vicol, în legătură cu Laura Vicol. Ia să vedem cum a avut loc dialogul. De o săptămână încap să desfășoară o campanie scelerată de presă împotriva colegii dumneavoastră Laura Vicol și la adresa dumneavoastră, că ați numit-o pe criterii care vă privesc pe dumneavoastră ca partid în fruntea comisiei juridice. Cedați la asta? Haideți să înțelegem cum se fac numiri. Nu, eu știu cum se fac la grup. Eu vă întreb dacă cedați. Eu nu am fost la grup, că nu mă extrag din această numire. E numirea grupului, e numirea colegilor din comisia juridică. Vom avea o discuție în urma acestora. De ce? Fiindcă suntem oameni politici și răspundem, repet, nu mai merge ca om, persoana publică să nu iasă să dea explicații. Fiecare dintre noi, când ne-am asumat să fim persoane publice, trebuie să venim să dăm explicații. Da, doamna Vicol va trebui să vină să dea aceste explicații. Eu n-am nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce privește profesionalismul dânsii. Nu am. Dimpotrivă, am văzut multe propuneri legislative foarte bine făcute. A dat ce în cap decizie, la lume, a furat portofele de buzunare. Ce decizie va lua Partidul Social Democrat, nu o iau eu cu Victor Ciutacu. O voi lua eu împreună cu colegii mei parlamentari la grupul parlamentar PSD. Fiindcă așa, asta înseamnă democrație și decizie în partid. Ce decizie vom lua? Sunt ferm convins că o să vă comunicăm. Abia aștept să o comunicați. Opa! Ați văzut deosebirea de Neacșu? Deci încă o dată. Marian Neacșu a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Vine Marcel Ciolacu și spune că de fapt ce să facă și... Auzi, nu, el nu-i președinte României și a angajat... Păi și-a angajat fata, a încălcat legea, a fost condamnat cu suspendare, gata. Gata, s-a terminat. Bun. Dar cu câtă fermitate Marcel Ciolacu este pentru Neacșu, iar care e din gașca lui, iar cu Laura Vicol ați văzut că iată să explice, că la, deci e foarte interesant că la prima Ciutacu a fost corect și a spus, a sugerat că nu-i bine și la a doua a fost corect pentru că încă o dată nu o cunosc pe Laura Vicol, știu însă că este o foarte mare problemă în, am citit și ce a zis Alice Drăghici, în România cu avocații penaliști. Avocații de drept civil, de drept administrativ, comercial, nu au nicio problemă. Penaliștii sunt să apere și pe interlop, și pe criminal, și pe corupți. Și atunci procurorii au o mare dușmănie și presa procurorilor față de penaliști. Repet, și că i-a zis la fată că erau, nu mă interesează din punctul ăsta de vedere, ea a fost într-adevăr victimă a lui Laura Chiovesi, a fost plimbată cu cătușele, dar ea a fost achitată de înalta curte, spune deosebire de Neacșu, care n-a fost achitat și condamnat. Păi mă, domnul Ciolacu, e un dublu standard, adică Vicol, care nu-i din gașca matale, zici că să vedem, e clar că să mai discutăm, că iată să se explice cu tot ce se explice. Că era o perioadă în care, ca și în cazul avocatului Roșu, Robu, sau Roșu, da? Ăla din afacerea, din dosarul cu ăsta, cu ferma Băneasa, și cum să spun, au luat-o că ea nu știu ce a favorizat, era avocată. Deci, repet, a fost reținută, plimbată cu cătușe, 2015, anul la sinistru, anul terorii, și după asta a fost achitată de înaltă curte. Deci, iată, în punctul acesta, ia ce se explice, domnul Ciolacu, ce se vine să spună, domnule, m-a apărat pe ăla, bun, și, păi, m-a apărat, nu, poate, dar de ce automat interlopii trebuie să fie condamnați din start? Orice, și în America este o instituție, este un ONG senzațional,
care, apropo de America, are drept obiect, cum să zic, rejudecarea anchetelor și a protestelor în care oamenii au fost condamnați pe nedrept. Și nu de mult am citit un tip care a făcut 25 de ani și era condamnat pe viață, acest ONG a făcut o investigație și a descoperit că totul a fost fals în acest dosar și că el a fost condamnat pe nedrept și justiția, aducând probe ONG-ul noi, a dat drumul ăla. Deci, putem spune că ONG-ul ăla este cu interlopii? Nu. Eu cred că și interlopii, cât de interlopi ar fi, poate că de anumite fapte nu se învinuba și atunci trebuie să-i apere. Iar avocatul, n-am auzit până acum, să zic că eu ți-i trebuie la avocat și mă întreb, nu vă apăr, că eu nu apăr. Asta ați făcut o crimă și eu nu apăr crimă. Nu știu, poate să este avocatul, de asta e blestemată meseria. Dar atenție, la Neacșu e în stare să provoace o criză și argumentele în favoarea unui om care a fost condamnat încă o dată, definitiv, el nu neagă, Marcel Ciolacu nimă că n-a negat faptul că a fost corect sau nu, spune că n-a fost mare lucru, a fost condamnat. Și la Laura Vicol, care nu-i din gașca lui, cum să zic, zice, domne, mai vedem, să spun, iată să se explice. Păi să se explice și Marian Neacșu. Bun. Și în final, mă țineam de mult să spun, să vorbesc despre... V-am spus o dată că este un tânăr Mihai Cistelican, care este la Știrpă Surse și care a venit și a zis că vrea să adune într-un volum ce am scris eu, scrile de tinerețe. 6777. Și uite, eu când mi-a zis, nu l-am luat, adică nu am zis, bă, cât bă, el e la Cluj. Se umble pe acolo, prin reviste, sunt articole pe care viața studențească, amfiteatru, că e până în 77, Echinox, habar n-aveam, nici nu mai țineam eu minte. Și să vii și să cauți, și a căutat cu acribie și a făcut acest volum, pe care o să-l publicăm în ianuarie, goată. Și când mi-a trimis, el tot îmi spunea că lucrez, bă, zic că nu fi nebun să lucreze, să se apuce. El, om serios, a fost și la Ion Brad același lucru și a făcut această chestie, scrile de tinerețe. M-am uitat, mi-am bun habar n-avea. Eu vă spun însă, el a descoperit un articol, l-am publicat în Echinox, numărul 10 decembrie 69, despre cineva care se numea Herbert Marcuse. Nu știu dacă mai țineți minte. Mișcările studențești, titlul la eseul este Herbert Marcuse și conștiința în străinare. Deci, mișcările studențești din 68 de la Paris și din toată Europa Occidentală au avut drept idol un filozof numit Herbert Marcuse. Acesta a scris o carte celebră numită Omul Unidimensional. De fapt, două, Omul Unidimensional, Sfârșit Utopii. Despre aceste două cărți scrie Ion Cristoi, 69. Deci eram 69, deci aveam 2 ani, eram student în, cred că eram prin anul 3. 67 am fost eu, puteți să mă angajez așa. Nu, eram încă student, da? În 66 am început eu facultatea și eram anul 3, cred, da. Am citit Herbert, dar nu se zice Herbert, că nu fusese tradus în românești, hai să fii serios. Am citit în franceză. Da, eram anul 4. Uite, student, anul 4, Facultatea de Istorie Filozofie, cu am găsit un alt articol. Din iulie 69. Deci iulie 69 eram în anul 4 și decembrie, eram... Unde, mă? Trebuie în anul 4, în decembrie, habar. Bun. De ce vă spun asta? Pentru că zilele acestea am citit mult despre bătălia angajată de Castro împotriva consumerismului. Castro, ca și urmându-l pe Che Guevara, are această temă că omul occidental e un om care este rob al consumului, care are dreptate, sigur. Acum nici ca la cubanezii care nu prea au ce. Da, urmând. Această temă a fost
tema lui Herbert Marcuse și tema studenților care au ieșit în stradă. Hai să vă spun din eseul meu, mulțumită domnului Cistelican, Cistelican, foarte bun, Mihai Cistelican, om serios, suntem la generație, sunt oameni serioși. Deci am zis așa, conceptul de nevoi false joacă un rol uriaș în analiza făcută de Marcuse, acesta fiind instrumentul principal al suprimării instruirii de aceeași. Așa. Ele sunt, potrivit lui Marcuse, zic eu, deosebite de nevoile adevărate. Nevoile false sunt create de către societate în urma unei producții uriașe a bunurilor de larg consum, dar există un așa. Deci, ce se întâmplă, spunea Marcuse? Societatea capitalistă avansată, spune el atunci, produce bunuri. Telefoane. Mobile, dar eu, de exemplu, așa, și mă uit la publicitate, am telefon, da? Da, mă gândesc să mai cumpăr unul. Care are, nu știu, are stilul, da? De ce? Că s-a făcut publicitate. Deci, Marcuse spune că omul în lumea capitalistă, în lumea capitalistă dezvoltat, consumeristă, este victima publicității. El, teoretic, ar fi suficient un, nu știu, un telefon. Dar el vrea să ia unul și mai bun, și mai bun, care e ultima mod, da? Și el numește asta omul unidimensional, care e o singură dimensiune, aia de consum al produselor de consum. În rest, nu mai gândește, parcă ar fi tefeliști. Ei nu cred că din cauza consumului sunt. Deci și, apropo, și această zoare și Castro care spune, domnule, zice, totuși, Castro are un termen, panzonism, burtism, burticăraia, adică, bă, omul nu se pune numai burții. Bă, are și idealul, frumos, da? Asta mi-a, uite, Herbert Marcuse, și aici nu, student. Uite că un student, în comunism, scade pe Herbert Marcuse și care și el și citise. Și aici nu. A, frumos. Și cred că și acum e valabil asta, acum e și mai tare cu înstrăinarea. Mulțumesc. La revedere.